Mulțumim! Blocajul Marea Neagră, în schimb, navele care nu mai pot ajunge în Odessa au format o coadă uriașă în portul Constanța. Vedem și noi care este situația acolo. Antonia Ispasie, alături de noi. Antonia. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt decenii de când noi, constanțenii, nu am mai văzut astfel de imagini în portul Constanța. Nave comerciale care efectiv stau la coadă, aliniate în șir, una după cealaltă, ca să intre la descărcare în portul din Constanța. Este vorba despre nave comerciale ce ar fi trebuit să descarce inițial în portul Odessa. Însă, cum în Ucraina este război, nu mai pot intra în portul din Odessa, așa că au optat pentru cel mai apropiat portul Constanța. Inițial, cei care au afaceri în portul Constanța s-au bucurat de atâtea cereri, însă acum sunt efectiv depășiți, nu mai fac față solicitorilor, au ajuns să lucreze zi și noapte, utilajele de descărcare sunt folosite la capacitate maximă, la fel și resursa umană, spun portuarii, asta pentru că au ajuns să aducă muncitori din Bangladesh numai pentru a onora comenzile. Vorbim despre nave care aduc mărfuri dintre cele mai diverse, de la mâncare la haine, mașini, utilaje, dar și cereale. Capacitatea portului Constanța este în acest moment depășită, însă guvernul a alocat din fondul de rezervă suma de 200 de milioane de lei pentru a crește capacitatea de operare a portului Constanța, mai ales că nu se știe cât va dura această situație.